Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Bă, stați că ceva nu e bine. Bun, mult mai bine așa, având în vedere tematica acestui clip. Dat fiind faptul că în ultima vreme a fost mare hype cu filmul Barbie, băi, nebunie, n-am văzut în viața mea atâta aglomerație la un film. Am fost și eu la BD în alertă sau ceva de genul la cinema și n-am avut loc efectiv de oamenii care stăteau la coadă la Barbie. Deci, probabil o să văd și eu filmul ăsta. Am văzut că deviza lui e pentru cei care urăsc sau iubesc Barbie. Eu cred că mă încadrez în prima categorie cu siguranță, dar să trecem mai departe, nu ăsta e subiectul clipului. Ce avem noi aici? Păi, un ceas. Pe numele lui, bine, nu prea scrie pe cutie, dar vă zic eu că se numește Go for Fit. Este un ceas destul de popular. Cutia este așa simplă, aici pe față este el, bine, surpriza nu e asta, o să vedeți voi imediat. Aici pe lateral avem telefon remind, message, motion, alarm clock. Aici pe partea asta avem telecontrol fotograf, monitorizarea somnului, pași, calorii, ok. Iar aici, mare surpriză, nu știu dacă se vede culoarea, ca să respectăm tematica. Ce culoare e asta? E roz, nu? Aură, roz. Faci tu review? Nu. De ce, mă? Nu pot, am voce pe glas. Adică ce vrei să zici? Stai, păi atunci trebuie să schimbăm spectru. E bine, mai bine, o schimb bine. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la... Da, ne scuzați, da, s-a produs aici o extorsiune. Iar aici pe spate sunt înșirați parametrii tehnici, funcțiile, culoarea, bineînțeles. Și ce observ din prima e că nu avem, nu știu, nu avem un plastic, ceva, un scotch ca să dăm la o parte, să fie un unboxing. O să ziceți că am trișat înainte și că l-am deschis, că eram prea curios să vedem cum arată un ceas roz. Putem să-l deschidem ori de aici, ori de aici din spate. Avem două lăcașuri frumos pentru degete și se trage așa. Mamă, ce culoare! Bă, ce culoare e asta, bă? Ia, al tău e. Da, mă, o să-l port la nunț, la cumetrii. Aștept să-l iau. Vedem că avem un tips aici, să facem o încălcare completă înainte de utilizare. Doamne, suntem bărbați, nu urmăm. Nu ne pasă, nu urmăm, nu. Noi suntem vikingi, îl scoatem frumos. Hai să-l punem momentan deoparte. Și băi, mai avem niște chestii pe aici. Și aici, înăuntru, avem încărcătorul, care este un USB la pin de ăștia magnetici, la fel cum ne-am obișnuit în ultima vreme numai cu pin magnetici, care se vor potrivi aici în spatele ceasului. Stai că aici se resping, am schimbat poli. Gata, uite cam așa va veni. Așa, iar aici manualul de utilizare, puțin îndoit pe spate, uite cum a venit. Care e în limba asta minunată, care cu siguranță nu e limba lui Eminescu. Și hai să desface, cât am mai specificațiile. Vedem așa, codul QR probabil pentru a... Ah, stai, că și eu prost. Mai bine așa, să vedem și noi în engleză ceva frumos. Deci, cum ziceam, codul QR pentru aplicație, smartwatch features aici frumos, vreme, aici primirea de notificări, aici tot felul de remindere legate de workout, îți amintește să te miști și să bei apă, foarte mișto. Așa, aici despre somn... Doamne, cum se vede rozul ăsta, incredibil. Specificații generale și o să vedem imediat că are o mulțime de chestii. Așa, iar acum să vedem minunatul ceas. Am respectat ce scrie chiar aici pe folia asta, adică am făcut o încărcare completă înainte. Sper că e completă pentru că nu a arătat un procentaj anume sau ceva, dar se încarcă destul de repede. Am dat-o la o parte. Bun, și acum hai să-l pornim. Deja văd că a intrat în așa zisul sistem de operare. Culoarea, bineînțeles, nu mai are rost să o descriem. Bă, dar cât de roz e, mă. Și hai să vedem, ar trebui să aibă touchscreen. Da, avem aici partea de mesaje. Aici avem meniul principal. Am încărcat, de-am rupt, după cum se vede. Bateria e full. Avem o lanternă aici, probabil consumă o groază. Aici putem seta vibrațiile pentru notificări. Aici luminozitatea, hai să o dăm un pic mai sus. Văd că e pe trepte. Pac. Așa, iar aici setările. Avem alarmă, avem timer, stopwatch, menu view, brightness, vibration off, theater, reset, power off, QR code. Bun, iar aici dacă dau în dreapta așa frumos, îmi arată aici pașii și avem diferite chestii. Păi și avem aici, ia, știai asta? Avem Flappy Birds. Aoleu! Și da, serios, și avem 2048. Ce? 2023? Da, 2048, hai să vezi. Ia uite. Doi. Trebuie să faci multipli de putere ale lui 2, nu știu, ceva de genul. Bă, cât de mișto e.
Bine, nu știu dacă știți, dar am mai prezentat ceasul ăsta în altă culoare, să zic așa. Și da, e destul de mișto partea asta de jocuri. 2048, nu știu, a fost un joc cândva, a avut mare hype. Ia, vrei să te joci și tu? Nu. Nu? Nu te atrage. Păi uite, trebuie să faci așa până faci un număr mare, știi? Ia. Ia, bagă și tu. Fac așa? Uite, 16 cu 16, 32. Acudul în stânga. În ce? Stânga. În stânga? O să facă 64, da. Ia uite, bam. Și tot așa. A, 16 cu 8 cu 16. Dă-i, la nimereală, așa. 8 cu 2. A, da. Pe dau așa până mâine. Dă-i așa. Păi nu, s-ar putea să, la un moment dat, să blochează când nu mai are variante. Okay. Da. Ok. Ăsta e 2048. Nu, e prea greu. E prea greu, da. Ai cu ceva cu poze ai? Bă, s-ar putea să... Ia, fii atent. Îți dau eu ceva cu poze acum. Ia, Exit the Game, frumos. Ia, fii atent. Young Birds, nu se mai numește Flappy Birds. Știu. Îl știi? Hai, mă, băgă-te tu, na. Așa. Și l-am dus în tavan. Ia, dacă mor din prima... Bă, ești varză. Nu se... Nu. Bă, ești varză. Hai din nou, hai din nou. Hai, ia, băgă-te iar. Hai să facem un concurs. Nu întreba ce concurs, că... Deci tu ești ăsta, da? Hai. Așa. Bă, hai, și cuantul, hai, arată-mă că știi jocul ăsta. Fii atent. Luați-vă o cafea. Bă, dar la mine vin pipe-urile astea foarte greu. Ia uite-mă, deja te-am bătut. Clișez, te-am văzut. Mi-ai distras atenția. Ia, campionul ăsta un pic. Ia, bagă și tu. Play, play. Hai mă, hai că poți. Aoleu, ce-ai făcut? Mai încearcă o dată, că nu se poate. Păi ce facem aici? Ia, hai mă că poți. Uite și la aia vin greu pipe-urile. Pa, pa. N-am mă că ne-a... Ia, dacă face două. Aproape. Aproape. Băi, aproape. E destul de dificil pentru că e ceasul mic și, na, nu știu. Trebuie să avem control bun. Avem aici weather-ul. Super. Arată tot. Disconnected. Ba, n-ar să conectăm. Cred că trebuie să, da. Trebuie să-l conectăm la un telefon ca să fie activate datele mobile, să-și ia apiurile pentru vreme, tot. Plouă sau nu plouă? Bă, tu ai fost și mai direct, știi? Ninge. Ninge, mă, exact. Ninge în... August. Ce n-am zis de parte de conectivitate? Poate fi conectat la smartphone prin Bluetooth, Bluetooth 5.0 și e compatibil cu sistemele de operare Android și iOS. Și se pot primi de asemenea notificări direct de pe smartphone și chiar se pot respinge apeluri. Și bineînțeles, ca orice brățară de fitness, se pot monitoriza pașii, distanța și caloriile arse, te anunță dacă ai petrecut prea mult timp stând jos, are și funcții de monitorizare a bătăilor inimii, a tensiunii arteriale și a nivelului de oxigen din sânge. Este rezistent la apă și poate fi folosit pentru înot, având rating de impermeabilitate IP67. Și acum hai să testăm și rezistența la apă. Ia. Bă, asta nu e rezist. Păi așa? Asta? Dă-i mă jet ca lume. Dă-i ca lume. Aia e. Ia, ești în meniu. Bun, și bagă-l sub apă acum. Aia e. Hai mă, merge tuț. Bateria am văzut și pe cutie, de 220 de mAh și suportă 7 zile de utilizare sau 30 de zile de standby. Ia vezi, merge cronometru? Cronometru? Stai, fii atent, exerciții de respirație. Îl pui la mână, inhalezi. Inhalezi, mă. Și acum expiri, inspiri, expiri. Și faci asta de 8 ori, e ca un fel de meditație. Asta, tu faci asta fără ceas la mână? Da. Ce ziceai de timer? Da, vreau să cronometrezi. Vrei cronometrezi? Stai. Vreau să cronometrezi. Vrei să cronometrezi. Stai așa, stai să vedem cum facem. Da, uite-mă aici, timer. Bravo. Nu timer, ăsta e pentru ouă. Ouă fiert. Vrei să faci, ok. Nu vreau să fie ouă. Start. A, chiar merge. Chiar merge, mă. Stop watch. Stopwatch, ăsta nu știu ce faci. Start! Start! Ia! Uite, ăsta e. Și poți să pui pinuri aici. Pac, primul lap, pac, al doilea probabil, da. Și te duci așa în jos, ia, pac, al treilea. Băi, e mișto ăsta. Când vrei să te întregi la un sprint. Vezi dacă ai încredere în mine? Așa. Menu view. Fii atent, poți să vezi meniul, grid și listă. Gridul știm, că l-am văzut, rotirea aia. Ia, hai să-l vedem și listă. Dăm aici frumos, s-a bifat. Și acum dacă venim așa, ia uite-l. Vezi? Mm-mm. Ia uite-l, e pe listă. Mm-hmm. Foarte mișto ăsta. Păi are cam toate funcțiile pe care le au majoritatea brățelor de fitness, smartwatch-urilor dedicate sportivilor sau oamenilor care vor să-și monitorizeze funcțiile motorii sau, mă rog, somnul, activitățile fizice, etc. Ia să vedem că știe cu pulsul. Ia. Hai să vedem o dată. Ia, aici. Pac,
Și cred că trebuie să aștepți un pic, văd că gândește el ceva acolo. One eternity later. Bă, el pare, uite. A, chiar am 90. Vă simt. Le numărat eu singur până acum. Ce ți-ai numărat? Mi-a numărat bătăile. Cum ți le numeru? Păi eu minut și împărț la 90. Păi, incredibil. Matematică level 500 aici. Aia e, mă, aia e, mă. Deci ai 90? Da, aviator. Care, mă, aviator? Stând pe loc, trebuie să facem niște controle. Ia, ai văzut aviatorii în GTA? A, da, 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 așa e. Duceți-vă la Top Gun, că merită. Suficient rău spețiul de azi. Hai să vorbim puțin și de partea de hardware, să zic așa. Este realizat din materiale de calitate, cu ecran de sticlă și curea de silicon, după cum se poate observa. Aici are niște clipsuri care pot fi apăsate, nu știu dacă se vede, pac, și se schimbă foarte ușor. Eu a scăpat sincer de rozul ăsta, aș pune niște, în fine. Așa am pus la loc și acum nu știu de ce ar trebui să alegem un Go for Fit, ca și ceas de zi cu zi până la urmă, pentru că este destul de ok la preț. Te ajută să monitorizezi activitățile fizice și condiția fizică, îl poți conecta ușor la smartphone-ul tău și poți primi notificări în timp real. Poți păstra informații despre activitatea ta fizică și somnul tău în aplicația DaFit. Uite, aplicația n-am văzut-o până acum. Are un design modern, este subțire, ușor, foarte ușor și e foarte confortabil de purtat pe tot parcursul zilei, adică nici nu prea îl simți la mână, sincer. Este extrem de ușor. În concluzie, la prețul pe care îl are, sincer, chiar îl recomand. Este mai mult decât ok. Bine, pentru bărbați, culoarea asta, ei, sincer, a schimbat. Bă, ce faci, mă? Așa, și acum hai să vedem cum se instalează o aplicație. Intrăm pe site-ul acesta. Instalăm o aplicație de pe Google Play. Ok, deci practic instalăm aplicația și nu avem nevoie de această hârtiuță deloc. Dar avem nevoie de ceas, în schimb. Cum se poate conecta acest ceas? Add device. Ok, vrea notificări, acces la locație. Hai să mă lau la momentan la asta. Așa. L-o fi găsit cumva? Ce să fie? Ok, și? L-am luat, într-adevăr. Avem, de exemplu, 0 pași, cumva. 90 pulsul, stând pe loc. Și zic mai avem și 110 cu 72 de milimetri pe coloană de mercur. Bun, oxigenul în sânge nu l-am verificat. Ia să ce mai avem pe aici în această aplicație minunată. Poți să schimb fața ceasului. Este mai puțin, că asta chiar îmi place asta. Dacă o schimb, ce se întâmplă? Schimbă live? Chiar live se schimbă. Dacă am pus la pasta, o viteză chiar foarte mare. Incredibil. Ce avem pe aici ca opțiuni? Notificări. Deci dacă puneți notificări, mesaje și așa mai departe, am putea să testăm, dar mai greu acum. Dar e interesant, alte aplicații în care puteți să trimite notificări, chiar interesant. Aș pune una, dar haideți să încercăm, totuși. Allow. Make and manage phone calls. Hai să zicem ăla, să ce se întâmplă. Poate cine știe. Și hai să vedem dacă într-adevăr chiar funcționează. O să las aici telefonul ca să vedem dacă într-adevăr s-au conectat lucrurile și continuă în background și tot ce mai vrem să știm de un smartwatch. În orice moment, ar trebui să puneți un telefon. Any minute now. Mai stăm puțin. Încă puțin. One eternity later. Opa, stați mai puțin că am primit un mesaj. Dacă e adevărat. Ești cel mai bun, vai ce drăguț. Mulțumesc mult. Știam deja. Continuăm. Ce avem pe aici? Alte aplicații, Shutter. Dacă apăs pe Shutter, ce se întâmplă? Că e foarte interesant. Deci, while using the app. Ok, deci am... Părem, pot să fac poză la acest carton superb. Și? Pornic camera de acolo și... 3, 2, 1... Chiar s-a pornit camera. Aoleu, ce... Doamne, ce-a fost asta? În fine. Nu, deci teoretic asta merge. N-am vrut nicio problemă. Ce am vrut others. Find device. Ia să ne cum face acesta, dacă începe să vibreze pe aici, că nebunul. Da, vibrează foarte discret. Ok, merge. Deci aplicația este foarte ușor de folosit, destul de intuitivă, nu e nimic care să te pună în dificultate. Avem și pe weather, avem
Foarte, foarte, foarte ok. Chiar curată, chiar îmi place. Față aplicația de Huawei Health, care este nu e disponibilă în App Store și care, pentru care trebuie să facem niște jumbușlucuri de permisiuni ca să primim fel și fel de notificări și să instalăm și să... Sincer, vă zic că este foarte complexă acea aplicație din prisma interacțiunii pe care o ai ca utilizator cu ea. Din punctul de vedere, ceasul acesta de până în 200 de lei are o aplicație super intuitivă, super simplă. Adică chiar nu văd de ce nu ar merge cineva pe o aplicație de simplă. Nu-mi dau seama de ce Huawei... Adică îmi dau seama ce se întâmplă, practic. Fiind chinezi, Play Store-ul fiind american, contextul social de acum, sau economic, sau cultural, sau cum vrei să-i spuneți, se întâmplă niște lucruri. Dar aplicația asta, pentru prețul care este acest telefon, este super, super ok. Vă recomand cu mare drag. Pot să văd de ce acest ceas este atât de cumpărat și de folosit, pentru că, sincer, oferă un minim, la un preț minim și fără nicio problemă. Adică, sincer, nu, uitați-vă, adică chiar este ceva foarte ușor. Nu are atât multe lucruri, apare în posibilitate și face aceste fețe de ceas. Am acces la diverse notificări, pot să modific ce-mi doresc de la ceas. S-a conectat, a fost foarte simplu, n-am știut să-l folosesc, dar era fix la un click distanță, deci efectiv chiar își merită banii. Vă recomand cu mare drag, nu știu cum stă pe zona de baterie, asta o să vedem în timp, dar vă zic sincer, dacă aveți o doamnă, un domn, o domnișoară, domnișor, în fine, chiar este un cadou foarte bun pentru un 1 martie, 8 martie, pur și simplu o atenție mică la bani destul de puțin. Acum, să nu fie cineva care își dorește cu mare ardoare un ceas mai scump, un Apple Watch Ultra sau un Samsung Watch sau altceva, care este 10 ori mai mult decât acesta, dar pentru, ca să nu uităm totuși mamele din viața noastră, este perfect. E o distracție, vezi dacă îți place conceptul acesta de dispozitiv care să-l cari zilnic cu tine, poate nu-ți place și atunci n-are sens. Păi, în concluzie, cam acesta a fost ceasul. Dacă aveți alte propuneri de alte smartwatch-uri ce pot fi prezentate și pot apărea pe canal, le așteptăm în secțiunea de comentarii. Până una alta, nu uitați să vă abonați, să dați like, share, subscribe și ne revedem data viitoare. Ajunge cu rozul ăsta. Iu.